Bun găsit, România care gândește, și bravo ei! Dragii telespectatori, în această emisiune specială o avem ca invitată pe Maica Ioana Anastasoae din Franța, de la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului. Bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit! Și mai ales că în emisiunile mele sunteți prima maică invitată. Mulțumesc! Cel de-al doilea invitat, dumneavoastră deja v-ați familiarizat și îl cunoașteți, pe părintele prodecan al Facultății de Teologie din București, părintele Daniel Benga. Bine ați revenit în emisiune. Bine v-am regăsit, bună seara. Dragi telespectatori, pentru că trăim o lume atât de frumoasă și în același timp atât de bulversată și de răsturnantă și răsturnabilă, ca să spun așa, și pentru că ierarhia valorilor este răsturnată pentru foarte mulți dintre noi și pentru că nu ne place acest lucru, totuși trăim într-o viață extraordinară, pentru că viața noastră este darul lui Dumnezeu, ne-am gândit să analizăm această problemă a noastră, a tinerilor, cum îl căutăm pe Dumnezeu și ce înseamnă această căutare a lui Dumnezeu. Părinte, care este până la urmă sensul existenței noastre în această lume? Pentru că dacă filozofia își pune întrebări, iar matematica este cea care studiază legile fixe și stabile prin care Dumnezeu a creat lumea, dragi telespectatori, trebuie să vă spun că Maica Ioana este absolventă a Facultății de Matematică și a Facultății de Teologie și este masterată la Facultatea de Teologie din București. O să ne povestiți dumneavoastră mai bine. Dar să revenim la întrebare. Părinte, care este sensul existenței noastre? Că până la urmă religia, teologia este cea care dă răspunsuri. Da, așa cum ați precizat, mai multe științe se străduiesc să vorbească despre sensul vieții și aici se întâlnesc atât științele exacte, cât și științele din sfera umanistă. Și m-aș opri asupra unei întrebări pe care am pus-o Heidegger și care e fundamentală pentru filozofie, și anume, warum überhaupt sein, se întreabă el, și anume, de ce există ființarea? De ce există ființa? Și aceasta este întrebarea la care fiecare dintre noi trebuie să încercăm să dăm un răspuns, și la această întrebare, cu adevărat, teologia speră și dorește să dea un răspuns pe care nu-l poate da nicio știință, și anume, marele răspuns pe care omul îl are de dat este răspunsul în fața morții. Orice existență care nu poate răspunde la această întrebare, ea își poate găsi un sens. Acest sens este un sens, îl putem numi noi, încadrat în determinismul morții, adică poate fi un sens pe care îl putem descrie în parametrii umani, și anume, vreau să devin, știu eu, actor, sau vreau să am o profesie, vreau să fac un lucru bun pe pământ. Dar dincolo de asta, trebuie să vedem cum realizăm existența noastră într-un mod deplin. Și aici intervine, bineînțeles, nevoia de Dumnezeu despre care încercăm noi să vorbim, și această nevoie este nevoia de sens, de fapt. Nevoia de Dumnezeu este nevoia de sens a vieții. Și viața caută sensul. Dacă ne-am oprit la moarte, am remarcat un lucru important, că viața este absurdă prin prezența morții. Moartea nu e un lucru natural în viața noastră, e atunci când vine. Gândiți-vă că poate să cheme sau să ia din această lume, începând de la tineri, de la copii și până la cei în vârstă, și atunci moartea unui copil este absurdă. Dar dacă noi avem credință și știm că există viață dincolo de moarte, viața veșnică, atunci lucrurile capătă sens, și dintr-o perspectivă teologică acesta este singurul răspuns posibil, și din nefericire este un răspuns pe care nu-l poate da nicio știință a lumii și nici teologia nu-l poate da în afara credinței. Acest răspuns este imposibil pentru un om necredincios. Maică, nu este cutremurătoare această întrebare și această punere în fața lui Dumnezeu în permanență? Oare se poate să te pui în fața lui Dumnezeu mereu? Eu cred că este necesar să ne punem în fața lui Dumnezeu, pentru că sensul nostru este de fapt sensul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Ne întâlnindu-ne cu Dumnezeu în această viață, nu avem șansă să ne întâlnim cu El nici dincolo. Și înseamnă o despărțire totală și un gol imens. Atât timp cât încercăm să ne întâlnim aici cu Dumnezeu, în fiecare clip, în fiecare moment al nostru, în fiecare necaz, în fiecare bucurie, cred că
reprezintă pentru noi țelul spre care trebuie să ajungem la sfârșitul vieții și, de fapt, moartea pentru noi reprezintă o trecere, o trecere dincolo, dincolo la ceva ce putem spune că este tot ceea ce Dumnezeu ne-a rânduit mai frumos. Da, dar dacă încercăm să ne punem mereu în fața faptului, adică să te raportezi mereu la tine însuți, la tine însăți și să te pui mereu în fața lui Dumnezeu, gândul acesta nu e cutremurător, nu te sperie? Poți să faci lucrul acesta? Da, că de obicei în viața noastră cotidiană gândurile zboară, noi facem tot felul de lucruri și când ajungi să-ți pui întrebări în modul cel mai autentic, cu putință, nu te apucă frica? Păi da, este de fapt un modul foarte realist de a exista. De obicei noi fugim de marile întrebări sau omul se pierde în micile lucruri ale vieții și marile întrebări sunt foarte rar puse și momentele care provoacă marile întrebări și întrebările cutremurătoare despre care vorbeați sunt acele crize sau accidente existențiale atunci când stai în fața nimicniciei și a neputinței tale, atunci când stai în fața morții în mod special, într-un accident, într-o boală, toate aceste provocări cheamă și cer răspunsul la această întrebare asupra sensului vieții și bineînțeles că dacă nu ai o așezare frumoasă și clară în viață și această așezare trebuie mereu și mereu căutată și redescoperită, este evident că te poți pierde în lucrurile mici și anume la un moment dat țin minte că Mircea Eliade în cartea lui Sacru și Profanul avea o vorbă și spunea că și cel care spală mașina în fiecare duminică în timpul Sfintei Liturghii el face tot un ritual de fapt, adică nevoia de rituri, de ritualuri, de semnificații și așa mai departe este prezentă. Numai e foarte important încotro te orientezi și ce ții ca reper, pentru că această căutare a sensului lumii sfârșește foarte desea în tragisme. Gândiți-vă că în orice patimă e o căutare, în patima dependenței de alcool, în patima dependenței de droguri și așa mai departe și în această perspectivă singura salvare este robia lui Dumnezeu, cum spune foarte frumos Toma de Kempis și alți teologi răsăriteni. Urmarea lui Hristos. Da, da, adică ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu și ce înseamnă să fii împreună cu El și din această perspectivă tinerii noștri, de exemplu, atunci când caută împlinirea, ei de fapt caută absolutul, e căutarea absolutului, dar numai că atunci când cauți infinitul în lucruri finite, este evident că tu nu te alegi decât cu amărăciunea și de aceea așezarea în credință și în viață este foarte importantă și este singurul drum către lumină și către un sens al existenței tale. V-aș întreba, pornind pe aceeași idee a așezării în fața lui Dumnezeu, cum realizați dumneavoastră acest lucru? Nu știu, să ne dați câteva lucruri concrete, câteva repere concrete, pentru că noi foarte mult suntem prinși în lumea aceasta care e atât de are atât de multă viteză în a ne pune să facem tot felul de lucruri și pentru că alergăm atât de mult să câștigăm bani și să avem o viață decentă, uităm această așezare permanentă pe care dumneavoastră o căutați pentru că v-ați ales această cale către Dumnezeu și cumva sunteți un model pentru tineri. Nu neapărat să ne ducem în mănăstire, ci de foarte multe ori mă gândesc că așa cum un călugăr stă retras și fizic și mental de lume, poate că și noi ceilalți ar trebui să căutăm această stare mentală a retragerii de lume și a apropierii de Dumnezeu. Gândindu-mă la dumneavoastră, tocmai tema asta aș vrea să o... Cred că tumultul lumii de astăzi ne pune într-o mare problemă. Nu mai avem timp să ne bucurăm de acele mici bucurii, cum le numesc eu. Fiind în acea goană pentru bani, pentru realizarea care profesională, sunt care sunt necesare, dar nu suficient de necesare pentru așezare sufletească, pentru că uităm un singur lucru, dacă le dobândim pe cele sufletești și ajungem
la o apropiere mai mare de Dumnezeu, atunci și Dumnezeu ne răspunde la chemările noastre și ne va da în aceeași măsură, ne va împlini drumul nostru pe care trebuie să mergem. Și ziceam că nu mai avem timp să ne bucurăm, să-L descoperim pe Dumnezeu în bucuria de a privi, să zic, o seara, un cer înstelat. Păi, dacă blocurile sunt atât de înalte, nici adevărat, nu poți să te mai însă la cer. Uneori putem să ne bucurăm, de exemplu, de prima zăpadă. Primăvara, să avem timp să admirăm florile. Și nu numai asta, orice naștere, să zic așa, unui copil în familiile tinere. Copilul, cred că este o minune. E o minune. Cred că toți se pot împlini, să zic așa. Celelalte lucruri profesionale completează, nu pot spune, să zic așa, dar supline, să zic, toate celelalte lucruri pe care, să zic, de care ne simțim că nu ne-am plinit în anumite probleme. Această căutare a lui Dumnezeu, dumneavoastră spuneți că noi cei din mănăstire, să zic așa, suntem mult mai apropiați. Nu cred. Într-adevăr, sfinții care au urmat pe Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare, l-a descoperit pe Dumnezeu printr-un cuvânt auzit la biserică. Vin de tot ce ai și urmează. Sau cineva lăsa tată, casă, mamă, va primi și mamă va urma mie, va primi de aici în mii și în sutii. De aceea Dumnezeu nu ne cere neapărat să ne lepădăm de zic eu, pentru cei care rămân în lume, de familie, dar a pune în primul rând, pe primul plan, pe Dumnezeu și a vedea care sunt sensurile în relațiile cu ceilalți. Adică, de multe ori, lumea astăzi este atât de acaparată de aceste lucruri materiale. Dar așa a fost mereu. Da, e adevărat, dar mi se pare că acum se pune prea mult accent. Cei care am trăit și într-o perioadă, să zic așa, de restricții, știți foarte bine, înainte de 89 au fost restricții din toate punctele de vedere și alimentare. Care nu erau și normale. Nu erau normale, într-adevăr, dar încercai să te mulțumești uneori cu ceea ce aveai. Și, dovadă, prin mila lui Dumnezeu, am supraviețuit. Da. Dacă Dumnezeu nu ar fi purtat grijă de noi, am fi fost noi astăzi aici? Da. Nu. Părinte, privind la un călugăr, pentru că el se străduiește să fie aproape de Dumnezeu, noi cei în lume nu putem face acest exercițiu al minții, un exercițiu mental al apropierii de Dumnezeu, așa cum un călugăr are această dimensiune a rugăciunii permanente, noi, trăind în lume și nefiind călugări, putem face acest exercițiu al apropierii de Dumnezeu și al căutării sensului? Da. Pentru că eu vreau să vorbesc în același timp și de câteva lucruri practice, concrete, pentru că, într-adevăr, este extraordinar să vorbim la general, dar chiar vreau și lucruri concrete, particularul. Da. Este evident că poate fi făcut acest exercițiu. Sfântul Vasile cel Mare, la un moment dat, într-o omilie, spunea el, Evanghelia n-a lăsat Domnul Mântuitorul pentru toți, când a spus să dai din ceea ce ai și săracului sau alte sfaturi și porunci pe care Mântuitorul le-a lăsat, sunt valabile pentru toți. Acum, bineînțeles că monahii își asumă așa numitele sfaturi evanghelice, adică ceea ce Mântuitorul a sfătuit, dar n-a impus neapărat ca o poruncă, pentru că nu era posibil. Dacă toți ne retragem din lume, atunci ce se întâmplă cu această lume? Dar fiecare om își caută drumul în viață și cei care găsesc acest drum, este minunat că l-au găsit, iar cei ce rămân în lume pot găsi un drum similar, un drum către Dumnezeu, și noi cunoaștem asta
vorbind de concret din viețile sfinților, din pilde vechi și din pilde noi. Și cum putem face noi concret astăzi, acum, da, aici? Da, a face astăzi și aici este un exercițiu foarte, foarte greu acesta. Deci în lumea în care